Îmi cer scuze pentru mișcările de trupe care au fost necesare și mulțumesc Muzeului Țăran de Români că a găsit în sfârșit o soluție convenabilă, dislocând 6 spectatori ai unui film care tocmai se derula, care au trebuit de capăt de bani înapoi ca să putem noi să intrăm aici gratis. Aș vrea mai întâi să fac o mică corectură pe dată. Cum au zis bine, eu am senzația că e un eco. Yes. Titlul conferinței din mâna mea a apărut Cobileșoara. Nu grafică, diferită de textul scripturat pe care l-am citat eu. De ce ne vorbești în parabole? Așa sună traducerea la mine. Și alte traducere. De ce le vorbești lor în parabole? E prea mult. Lor e conținut în le și putea să nu se. Dar e vina mea că am văzut schiere de schița afișului și n-am corectat. Am trecut cu vederea. Ce să zic? Întrebarea asta, de ce le vorbești în parabole, e o întrebare foarte curioasă. E o întrebare curioasă pentru că în lumea care se mișca Iisus, vorbit în parabole era ceva obișnuit. Toți învățătorii lumii izraelite, când aveau ceva de explicat, recurgeau la parabole. Când aveau de explicat un pasaj greu din Scripturi, de pildă, de multe ori recurgeau la o pildă, la o parabolă, la un exemplu, care avea menirea să facă mai intuitiv, mai simplu, un pasaj complicat. Vorbirea în parabole nu e numai o deprindere iudaică. S-a vorbit în parabole în Grecia antică, în Roma, există o teorie întreagă, o retorică a parabolei. Și nu e numai un obicei vechi, un mediu iudaic vorbit în parabole, a supraviețuit în tradiția rabinică până în modernitate. Există un rabin celebru de la sfârșitul secolului XVIII, cunoscut ca Dubno Maghid, despre care se spune că vorbea numai în parabole. În urmare, e curios că oamenii din acest mediu, când au avut pe Iisus vorbind în parabole, simt nevoia să-L întrebe de ce vorbește în parabole, când era subînțeles. Nu mă tem de întrebări. Cuvântul parabolă este varianta din Septuaginta, adică din traducerea grecească a Vechiului Testament, care reproduce termenul iudaic mashal, plural meșalim. Și înseamnă exact ce vă spuneam. O modalitate de a face clar printr-un exemplu, ceva care nu e imediat accesibil. S-a discutat dacă Iisus e original vorbind în parabole și mai toți exegezii au stabilit că tocmai nu era original, de vreme ce toată lumea folosea acest procedeu didactic. De altă parte, s-a observat că există diferențe importante între parabolele referitoare la Vechiul Testament și parabolele cristice. Și s-a observat că mai curând parabolele rabinice de după anul 70 după Hristos seamănă cu ale lui Hristos. Dar asta ar însemna că Hristos a dat modelul și el a fost preluat în mediul rabinic ulterior. Dar lucrul ăsta e mai puțin important. Rămâne un fapt că întrebarea de ce vorbești în parabole e stranie și dovedește, poate, că textul era gândit pentru medii neevreiești, în care acest obicei nu era curent, sau, poate, e o adăugire mai târzie, merită să explice cititorului de ce vorbește Iisus în parabole și nu cu adevărat mediul în care el folosea parabole.
Mai curios însă decât întrebarea asta, de ce vorbiți în parabole, e răspunsul lui Iisus. Iisus spune următorul lucru în Marcu, capitolul 4. Vouă este dat să cunoașteți tainele Împărăției lui Dumnezeu, dar celor din afară, toate li se fac în parabole, ca privind să privească și să nu vadă, și auzind să audă și să nu înțeleagă. Ca nu cumva să-și revină, e amuzant, nu? Da, e amuzant. Ca nu cumva să-și revină și să li se ierte. La Luca apare o versiune și mai concisă. Vouă vă este dat să cunoașteți tainele Împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți, în parabole, ca văzând să nu vadă și auzând să nu înțeleagă. Iar la Matei, o variantă mai amplă și modificată, cum o să vedeți, pentru că vouă vi s-a dat să cunoașteți tainele Împărăției cerurilor, dar acelora nu li s-a dat. Căci celui care are se va da și va prisosi, dar cel ce nu are, se va lua și ceea ce are. De aceea le vorbesc în parabole, că ei văd fără să vadă și aud fără să audă și nici să înțeleagă. O să zic că e mică diferență între versiunea Marcu și Luca și versiunea Matei. La Marcu și Luca este, le vorbesc în parabole ca să nu înțeleagă, dar la Matei este, le vorbesc în parabole fiindcă nu înțeleg. Deci avem de-a face cu o mutare de accent de la o propoziție finală, vorbesc în parabole în scopul ca ei să nu înțeleagă, și o propoziție cauzală. Vorbesc așa fiindcă nu înțeleg. Altfel s-ar putea trebui. Totuși, răspunsul ăsta lui Iisus Hristos este un răspuns foarte curios, de asemenea. Adică, să înțelege că Iisus împarte publicul în două categorii mari. Pe de o parte are pe ucenici și pe cei din preajma lor, un grup restrâns, și pe de altă parte, publicul larg, mulțimea israelită, care nu merită să înțeleagă și care îi se adresează într-un limbaj cifrat. Și referința pe care o face Matei, un pasaj din Isaia, în Vechiul Testament, în care se spune poporului Israel, Dumnezeu i-a împietrit inima ca să nu înțeleagă. Ca pedeapsă pentru opacitatea lui, pentru îndărătnicia lui, pentru obtuzitatea lui. Acest răspuns al lui Iisus, și anume, eu le vorbesc în parabole ca să nu înțeleagă, vine în contradicție cu cel puțin trei serii de argumente. Întâi vine în contradicție cu sensul original al parabolei. Cum vă spuneam, parabola era folosită ca să simplifice o expunere, ca să o facă mai clară, ca să-ți dea mură în gură ceea ce nu părea accesibil în prima etapă. Ori la Iisus ai senzația că scopul e invers. Parabola vrea să complice, vrea să le facă puțin temi mai obscure, puțin temi mai acoperite. E invers decât mijul obișnuit al parabolei. E ca și cum Iisus ar vrea cu parabolele să atragă atenția asupra faptului că ceea ce auditoriul crede că a înțeles, de fapt n-a înțeles și de obicei se lasă purtat că niște reflexe convenționale de gândire. Cu alte cuvinte, pentru Iisus, parabola este un cuvânt umbros, logos scoteinos. Este e mai multă enigmă în parabola lui Iisus decât în parabolele tradiționale israelite, care erau preponderent divulgative. Și care erau preponderent exegetice. De obicei erau parabole care se foloseau ca să lămuresc un text